Bună seara, dragii mei prieteni! Iată ne ajungi la finalul săptămânii, mai bătrâni decât ieri, dar mai tineri decât mâine. Așa că depinde foarte mult de care parte a paharului vorbim în această seară. Lumea este într-adevăr oposită de minciună, dar pe de altă parte nici nu se dă în vânt după adevăr. Stimulați de această declarație, inițiem studiul nostru din această seară care are un titlu destul de, zic eu, provocator între apatie și isterie. Doresc să abordez toate aceste aspecte ale subiectului nostru cu privire în special la tematica sau teologia revenirii Domnului Hristos. Pornesc de la noțiunea Vine Isus. Este corect să spunem Vine Isus? E corect să spunem Isus vine curând? Este corect să spunem Iată mirele vine ieșiții în întâmpinare? Este corect să spunem, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino, Doamne, Isuse. Toate aceste declarații pot să aibă un impact negativ asupra societății, deși sunt lucruri scrise în scriptură, negru pe alb, sunt pur și simplu narațiune, declarații afirmative a autorului revenirii, care este Isus însuși, nu? E corect să spunem, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino, Doamne Isuse. Dacă ne uităm cu atenție la sfârșitul scripturii, în speță cartea Apocalipsei, capitolul 22, putem, prieteni, observa că mesajul final este unul puternic și are o predilecție către adventism. Biblia se termine cu un puternic mesaj advent. Atunci, de ce ne-ar fi rușine de un astfel de mesaj doar pentru că în trecut au apărut lucruri care ne fac cinste mai mult sau mai puțin? Și atunci mă întreb, de ce un subiect atât de frumos cum ar fi revenirea Domnului Hristos pe norii cerului, să devină obiectul atâtor controverse, ironii sau bagiocuri? De ce declarația Domnului Hristos din Ioan capitolul 14, versetul 3 să fie luată în râs și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. De ce un astfel de subiect să devină tabu pentru vestitorii dimineții? Subiectul fierbinte, în genere, a veacurilor a fost întotdeauna oful sufletului uman, dorul înăbușit de timp cu privire la împreună noastră simțire și întoarcerea noastră în împărăția cerului. Versetul care exprimă cel mai frumos această dorință înăbușită în lacrimi este redat uh, cel mai bine de versetul sau versetele din capitolul 11 din Cartea Evreilor, începând cu versetul 13. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrie. Dacă ar fi avut în vedere pe acea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu îi este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate, adică le-a pregătit un oraș. Atitudinea celor care au cunoscut mesajul advent, adică mesajul cu privire la sfârșitul lumii și venirea Domnului Hristos. A fost întotdeauna percepută în mod foarte divers și pestriți în societatea noastră. În studiul personal am descoperit cel puțin trei, dacă nu patru categorii de oameni sau patru atitudini uh, cu referință la acest subiect. Prima categorie sunt apaticii, cei care spun și vor zice, întotdeauna nu, unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri? Toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. 2 Petru capitolul 3, versetul 4. Observați, există o clasă de oameni care nu sunt interesați nici de viața lor, nici de viața celor din jur și pur și simplu nu găsesc un corespondent, nu găsesc un conector cu privire la uh, acest mesaj al revenirii Domnului Hristos. Unde e făgăduința venirii Domnului Hristos? Căci de când îi auzim pe ăștia că spun că vine sfârșitul lumii, că vine Isus și tot nu mai vine. Toate lucrurile rămân așa cum erau la începutul zidirii. Deci asta este clasa, zic eu, a apaticilor, oamenilor care sunt indiferenți față de un subiect atât de magistral care este uh, Scriptura, revenirea Domnului Hristos uh, și uh, împreuna noastră simțire în fața tronului de uh, Har al Ceresc. A doua categorie în societate este așteptătorul narcisist care se găsește în Matei capitolul 24. Să citim. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui stă stăpânul meu zăbovește să vină, lasă-mă că mai e timp, nu? Dacă va începe să bată pe tovare și lui de slujbă și să mănânce, să bea cu pețivii, deci viață duplicitară, stăpânul robului acestuia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, adică îl ia prin surprindere, nu? Și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragii mei prieteni, nu există un tablou, nu există o de scriere mai corespunzătoare cu atitudinea laudicianului încropit atitudinea uh, așteptătorului sau adventistului care dorește două lumi, și pe aia de sus și pe aia asta de jos. Dar iată că așteptătorul narcisist este caracterizat de violență. De aceea avem certuri în biserică, de aceea oamenii uh, interacționează uh, într-o dinamică uh, verbală destul de violentă și agresivă, de aceea încep să bată pe tovare și lor de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii și tot tu să pretinde că așteaptă pe Domnul Isus. Acesta este a doua clasă în societatea creștină, așteptătorul narcisist sau așteptătorul adventistor, dacă vreți, care începe să se comporte violent cu cei care sunt în jurul lui a treia clasă de oameni care am găsit în societate sunt clasa celor dezamăgiți, oameni care au obosit pe cale, au obosit pe drum și nu mai au posibilitatea să transmită acea frecvență de optimism societății sau oamenilor din jur, clasa celor dezamăgiți, Luca 24 versetul 21 noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Mai există o clasă, clasa celor isterici. Și cred că aici pocusim puțin mai mult asupra mesajului, pentru că clasa celor isterici care au promovat date și timp și care au forțat interpretări scripturistice, au făcut mai mult rău decât bine chiar dacă au existat elemente de sinceritate în caracterul acestora. Este clasa celor isterici, stipulată în Matei capitol 24, versetul 24 la 27. Că se vor scula Hristos mincinoși și prorocii mincinoși, vor face semne și minuni, până că o luăm încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, zice Domnul, deci de ca vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu-l credeți Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Deci Domnul Iisus Hristos avertizează că revenirea sa va fi un subiect global, va fi un subiect vizibil de către toți oamenii care trăiesc pe pământ. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos, Pavel spune în a doua tesaloniceni, și strângerea noastră la oaltă, vă rugăm fraților să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun numărul 1 duh, de vreo vorbă, numărul 2, și de vreo epistolă sau de vreo epistolă, numărul 3, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință de a descoperi omul fără de legii și fiul pierzării. Ce ne spune Apostolul Pavel aici, există evenimente care trebuie să se întâmple, trebuie să aibă loc înainte de revenirea Domnului Hristos. El vedea, simțea în societatea creștină a primului secol că există o frământare a sufletului uman cu privire la când ne vom întâlni cu scumpul și dragul nostru Mântuitor Iisus. Hristos. Noțiunea adventismului, noțiunea așteptării, revenirii, întâlnirii cu Domnul Hristos era o noțiune foarte acasă, chiar și în timpul apostolului Pavel. Deci, de ce ne-ar surprinde că peste veacuri, peste generații, cu fiecare generație vom avea și ne vom confrunta cu aceeași frământare, când vii tu, Doamne Iisuse. Însă apostolul Pavel abordează și din perspectiva profeției și din perspectiva teologiei că înainte de Marea Revenire, de marea întâlnire cu scumpul nostru Mântuitor Iisus Hristos, noi vom avea de a face cu o redeșteptare a lucrurilor anticristice. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, vă rugăm fraților să nu vă lăsați clătinați fie de un duh, de vreo vorbă sau chiar de o epistolă ca și cum Iisus ar veni. Deci că toate acestea erau impedimente pentru generația așteptătorilor Domnului Hristos în primul secol, nu? Impedimentul era dezvoltarea profeției celor 1260 de seri și dimineți. Adică sunt lucruri care trebuie să se întâmple, așa cum spuneam, înainte de apariția Domnului Hristos. Al doilea aspect este să fii în stare cu decență și bun simț să deliniezi evenimentele care sunt plasate în timp și spațiu, de către profeția biblică sau declarații pe care Dumnezeu le-a făcut mai înainte ca aceste evenimente să aibă loc. Asocierea acestor evenimente stipulate și anticipate de profeție și confruntate cu realitatea generației care trăiește aceste evenimente Eu zic că este logica decenței, logica bunului simț Și aplicarea evenimentelor în context profetic Într-un mod gentil, fără a avea grijă de momentul terminos Anume ora și anul sau luna revenirii Lui Hristos. Asta nu este problema noastră, asta este problema Lui Dumnezeu Unul dintre cele mai disputate versete care au fost agitate în societatea creștină, în special de grupa celor care sunt anti promovarea noțiunii sau tezei despre revenirea Domnului Hristos se găsește în fapte, nu e așa? Nu este treaba voastră să știți vremuri sau soroace, pe acestea Tatăl le-a păstrat. Atenție, le-a păstrat, adică înseamnă că într-o bună zi le va revela, dar nu la momentul ăla, nu în generația primului secol. Era efervescența revenirii Domnului Hristos. Creștinii din primul secol credeau că Iisus vine în timpul vieților. Pavel avea de a face cu Stabilizarea acestei uh, idei cu calmarea spiritului sau a euforiei emoționale nu? din perspectiva creștinului care nu mai poate de dor și vrea să meargă acasă împreună cu Domnul Isus Hristos. Declarația era foarte clară, nu este treaba voastră, adică a generației din primul secol să știți despre vremuri și soroace, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, eu zic pentru o vreme anume. Acum... Ca să putem pune o conexie acestei dec aceste declarații, avem de a face cu declarația lui Daniel, capitolul 9, versetul 25. Dacă în fapte ni se spune nu-i treaba voastră sau nu-i treaba generației voastre să stabiliți vremuri și soroace sau evenimente, Daniel în 9 cu 25 ne spune ceva care aparent este opusul. Să știți, dar și să înțelegeți că de la darea poruncii pentru zidirea din noua Ierusalimului până la unsul, Mesia, la cărmuitorul vor trece șapte săptămâni, apoi timp de 69 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strântorare. Iată că Daniel face o profeție care are în macheta aceasta, în schița profetică, și noțiunea timp. 70 de săptămâni va începe de la darea decretului de rezidirea Ierusalimului până la unsul Mesia, nu? Și așa mai departe. Și mai există o declarație pe care nu Daniel însuși o face, ci mă rog, cel care îi, îi transmite această revelație, nu a, a, elementul ceresc. Zice să știi, dar și să înțelegi reață că este o, o poruncă, este ceva mandatoriu să știi și să înțelegi de deci ce este treaba creștinului Să înțeleagă că de la darea decretului, dezidirea Ierusalimului din 457 până la venirea. Lui, uh, unsului, care era Mesia, nu? Vor trece 70 de săptămâni și așa mai departe. Deci, pe de o parte, în fapte ni se spune, nu este treaba voastră să știți vremuri și soroace, și iată-ne în Daniel, capitolul 9, versetul 25, confruntându-ne cu o aparentă declarație contradictorie cu cea din fapte, să știți, dar și să înțelegeți. Acum, cei din fapte pot să spună, bine, Doamne, dar nu ne-ai spus tu să știm și să înțelegem. Aceste două versete nu se contrazic. Și doar ele trebuie plasate în contextul corespunzător. Generația primilor creștini, generația secolului I, era generația dragostei din I sau generația primei iubiri ceea ce am împotriva voastră este că v-ați pierdut dragostea din tâi, spunea Domnul Iisus Hristos. Această dragoste pentru Mântuitorul îi făcea să treacă cu vederea aspecte profetice pe care Dumnezeu le-a spus sau le-a anticipat înainte. Vremul și soroace care aveau să se întâmple mai târziu. Secolul 1, a doua parte, secolul II, martirajul, colapsarea creștinismului în secolul 4, 313, 321, 325, apariția anticristului în 300 538, deschiderea Evului Mediu, 538, 1798, toate acestea erau elemente pe care noua generație sau prima generație de așteptători ai Domnului Hristos nu o înțelegeau și de aceea Domnul Hristos le spunea nu este treaba voastră să știți despre vremuri și soroace, despre vremuri și evenimente, voi, generația primilor creștini, dar Dumnezeu a păstrat acestea pentru o altă generație. Și aici intervine ce spunea Daniel, să știți, dar și să înțelegeți. Iată că declarațiile din Daniel sunt atât de clare că de la darea decretului de rezidire a Ierusalimului până la apariția Domnului Hristos, nașterea, întruparea Domnului Hristos, trebuia să treacă 70 de săptămâni care, sigur că 70 de săptămâni erau 490 de ani, auzi în profeție înseamnă un an. Deci de la 457 până la nașterea Domnului Hristos aveau să se împlinească exact expresiile care au fost transmise de către Îngeri lui Daniel, că Daniel nu le-a inventat el, Daniel nu a fost un alt eretic care a stabilit date și timp. e Daniel a fost unul care a primit informația de la agentul ceresc, le-a scris pe hârtie și a apărut versetul 25 din capitolul 9. Să știi, dar și să înțelegi, este o poruncă destul de directă, nu? Acum, dacă ar trebui să întreb care, să întreb care este consensul teologic sau dacă există un consens teologi, teologic cu privire la această profeție în lumea creștină, vom da răspunsul diferite, nu? Sau variate. Sau, ca să corectez întrebarea, există diferențe de opinie în lumea creștină cu privire la aceste profeții, da sau nu? Și dacă oamenii nu ajung să înțeleagă la fel această profeție a lui Daniel, trebuie oare să luăm pietre și să aruncăm unii în alții și sau să mergem atât de departe încât să ne bajocorim Sau să găsim o soluție, să mergem la piciorul crucii, de unde vin toate soluțiile sau unde vom găsi toate soluțiile de a înțelege lucrurile importante pe care Domnul Hristos ni le-a oferit? Dragii mei prieteni, de ce este clar că avea să vină vremea în care mai multă informație va fi revelată de Dumnezeu. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa și zic eu pentru o vreme anume. O altă declarație foarte interesantă din Scriptură care începe să cristalizeze noțiunea de revenirea Domnului Hristos este următoarea. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucanețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile care le-ai avut în patul tău. Deci, din nou avem o circumstanță în care cel mai ilustru, cel mai inteligent, cel mai puternic împărat al lumii la vremea aceea, prinise un vis. Și nu înțelegea nici semnificația, nici uh, aplicația Și atunci Daniel vine cu o revelație tot de la Dumnezeu Că nu a, nu a inventat-o Daniel explicația Explicația visului nu este invenție omenească Explicația visului este ceva care vine din cer Ca urmare a trei zile de post și de rugăciune Pe care Daniel împreună cu cei trei tineri au realizat-o Pentru a impresiona Duhul lui Dumnezeu Pentru a impresiona mâna tatălui uh, Ca să releveze împăratului nebucanețar visul dar este în cerul un Dumnezeu care descoperă tainele. Deci dacă în fapte ni se spunea pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea lui, adică tainele cu privire la vremuri și soroace, nu? Iată că Daniel spune că da, deși Dumnezeu are taine, este în cerul un Dumnezeu care le poate explica, le descoperă tainele acestea, le păstrează secrete pentru o vreme. Daniel, nebucatensar săracul, nu înțelegea visul. Deci pentru el această Revelația visului era o taină păstrată de Dumnezeu. Și când Daniel și cu cei trei tine s-au rugat, taina a fost revelată, a fost descoperită. Și ce i s-a descoperit care îi era? conținutul acestei taine, zice ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Deci iată că revelația pe care a avut-o nebucanețar în visul său nu era un vis de noapte pentru că mâncase pizza la 11 seara sau avea o indigestie sau un coșmar. Nu, acest vis a fost bine demarcat de toate celelalte visuri obișnuite. El însuși a fost impresionat pentru că visul avea o conotație cu privire la sfârșitul lumii. El simțea treaba asta, nu era în stare să definească și atunci l-a apucat ca disperarea dimineața, am uitat și visul și interpretarea. Ce se va întâmpla de, pe vremurile din urmă este o taină pe care o descoperă Dumnezeu cel înalt, spunea Daniel. Trăim în vremuri în care Dumnezeu descopere ce are de gând să facă, dragii mei prieteni, trăim în vremurile sfârșitului. Sunt și impostori, de fiecare dată când ai o piață de desfacere, apar și speculanții. Recent au existat oameni care au făcut declarații, era unul care s-a privatizat un domn de la Family Heritage Family sau Family Heritage și mi-aduc aminte că ascultam la radio cum unul dintre frații noștri au dat telefon în direct acestui individ, pentru că a fost o isterie în lumea americană oamenii și-au vândut proprietăți, au făcut exact același lucru care s-au întâmplat chiar și în 1844, iar unul dintre frații noștri au sunat și au spus, domnule, dacă nu vine Isus în mai 21 sau când zici dumneata, ne dai nouă proprietățile, pentru că spun noi că nu vine Isus. Deci cei care au fost și mai mari opozanți împotriva stabilirii unui nou timp au fost adventiștii de ziua șaptea, așteptătorii Domnului Isus din zona San Francisco Sacramento, în California în genere, care au spus e greșit din start. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În acea zi cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au trebuit să se să strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi într-o purtare sfântă și evlavioasă și atenție, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului, în care cerurile aprinse se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Doi Petru 3 cu 12. Aici putem observa nepăsarea uh, versus grăbirea. Nu? Sunt două elemente care apar antagonice. Așteptarea despre care vorbește Petru nu este o nepăsare, o așteptare nepăsătoare, ci este o așteptare activă, o așteptare cu întâmpinare. Ies înainte cu flori și cu urale, cu bucurie, înaintea Domnului, mă pregătesc, de asemenea, merg la aeroport, la locul de întâlnire, așa cum au făcut-o ucenicii cu cei care îl adorau pe Domnul. Și au pus haine pe jos în ziua florilor sau ziua aceea în care s-a spus, Hozana, binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului. Ei au grăbit! Au așteptat, dar au avut o așteptare activă și au grăbit venirea Domnului Hristos. Petru vorbește despre -o, o așteptare cu întâmpinare și o grăbire, nu? După logica bunului simț, dacă omul poate grăbi revenirea Domnului Isus, în înseamnă că poate și încetini sau împiedica manifestarea acelui eveniment. Omul se poate ruga să stea soarele în loc, ca pe vremea marii lupte cu Moise și Iosua, sau chiar să dea timpul înapoi, zece trepte, în timpul Ezechia, nu? Asta atunci când omul cooperează cu Dumnezeu. Dar se poate întâmpla și reversul, adică omul prin apostazie, spre exemplu apostazia de la Bal pe Or sau de unde a fost, să poată să li se poruncească să meargă înapoi pe drumul spre pustie. Dumnezeu a fost extrem de dezamăgit nu? și li s-a propus înapoi în pustie, nu că mergem înainte, nu. Propunerea lui Dumnezeu fusese 40 de zile prin țările acestor oameni periculoși, de care Dumnezeu avea să-i protejeze, dar acum aceste 40 de zile aveau să devină 40 de ani. De aceea, ceea ce fusese programat inițial pentru 40 de zile, avea să devină 40 de ani. Deci iată o întârziere pe care a generat-o omul prin neascultare și de a, așa apostazie. Nu a fost intenția lui Dumnezeu să fie 40 de ani, dar a fost intenția omului sau comportamentul omului care l-a făcut pe Dumnezeu să zică în loc de 40 de zile vor fi 40 de ani. Au plecat de la muntele Hor pe, care, pe drumul care ducea spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva, mă rog, lui Moise, pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și, atenție prieteni, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Această declarație poate fi luată și în contextul nostru ca oameni, ca așteptători. ni s-a scârbit sufletul de învățăturile pe care noi le avem în teologia nu tradițional adventistă, și până la urmă ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă, vrem înapoi în Egipt. Da, dragii mei prieteni, sunt momente în care noi oamenii putem să grăbim revenirea? Sau putem să întârziem revenirea? Nu, este factorul uman care se implică în profeția condițională a lui Dumnezeu, dacă veți voi și veți asculta nu, veți mânca din cele mai bune roade ale țării. Dar dacă nu veți voi și nu veți, nu veți asculta, atunci profeția mea cu privire la viitor se va schimba în funcție de atitudinea pe care voi, ca oameni, ca popor, o veți avea față de mine. Iată elementul circumstanțial în care omul are un cuvânt de spus cu privire la faptul dacă profeția lui Dumnezeu se va împlini sau nu. Inițial 40 de zile, dar mai târziu au fost 40 de ani. Nu pentru că a vrut așa Dumnezeu, pentru că așa a ales omul. Corect? Deci, din perspectiva aceasta, omul poate grăbi sau poate încetini sau obstrucționa revenirea Domnului Hristos. Declarația care o avem în Scriptură zice și pentru că mirele întârzia, fecioarele au ațipit sau au adormit. Acum, mergem puțin mai departe la un moment care vorbește despre sfârșitul lumii, care este diferit de revenirea Domnului Hristos. Atenție ce spun, a venit sfârșitul lumii, gata, vine sfârșitul lumii. Poate să vine sfârșitul lumii pentru o generație, dar când spun în contextul acesta sfârșitul lumii, ca Noțiune de tradiție nu înseamnă revenirea Domnului Isus. E adevărat, există un moment în care spunem sfârșitul lumii coincide cu revenirea Domnului Isus, dar este un act unic în profeția biblică. Dar vreau să vă spun că sfârșitul lumii poate veni astăzi pentru o persoană, sfârșitul lumii poate veni pentru o cetate, un oraș, sfârșitul lumii poate veni pentru o națiune și chiar pentru un imperiu. Sfârșitul lumii vechi, prin apă, sfârșitul lumii noi. Prin foc. Cetatea Ierusalimului a fost nimicită și a venit sfârșitul. Israelul a fost risipit. Nu? A venit sfârșitul. O imagine care profilează ideea de sfârșit de lume. Există o declarație foarte interesantă care se găsește în Marea Luptă și vorbește despre un cutermur, cutremur care a fost foarte comentat de istorici, de oamenii care au fost implicați în momentele alea, 1755 sau când a fost, la Lisabona s-a auzit un sunet de tunet în subteran și imediat după aceea un șoc violent a făcut să se prăbușească cea mai mare parte a orașului În decurs de aproximativ 6 minute, 60.000 de persoane au pierit Marea s-a retras mai întâi lăsând să se vadă uscatul Apoi valul s-a rostogolit înapoi ridicându-se până la 50 de picioare Adică 16 metri și 666 în perioadă Aproape 17 metri înălțime deasupra nivelului mării Cea mai extraordinară împrejurare care s-a petrecut Sau un eveniment care s-a petrecut în Abona, în tipul catastrofei, a fost prăbușirea unui chei construit în întregime din marmură, cu o cheltuială imensă. O mare adunare de oameni se adunase acolo grăbiți pentru siguranță. Bă, ăsta e cel mai sigur loc. Ca un loc unde ar putea fi dincolo de orice pericol al ruinelor care se prăbușeau în jurul lor. Dar deodată cheiul s-a scufundat cu toți oamenii de pe el, ascunzând pentru totdeauna trupurile nensuflețite de privirea omului pentru eternitate. Dragii mei prieteni, shock cool. cu tremurile a fost urmat instantaneu de căderea fiecărei biserici și mănăstiri, aproape a tuturor edificiilor sau clădirilor publice, mari și într-un procent, ziceau ei, oamenii de atunci, 25% din case. În aproximativ două ore după aceea au izbucnit incendii în diferite zone ale orașului cu o asemenea violență încât pentru aproape trei zile focul s-a menținut așa încât orașul a ar rămas complet pustiu. Cu tremur a avut loc într-o zi sfântă când bisericile și mărăstirile erau pline de oameni, dintre care foarte puțini au scăpat. Și continua istoricul spunând: teroarea oamenilor era peste tot. Nimeni nu a plâns, era dincolo de lacrimi. Au alergat încoace și încolo, delirând de groază și uimire, bătându-și fețele și pieptul strigând: Misericordia, lumea s-a sfârșit! Mamele și-au abandonat copiii, alergând strângând la piept o grămadă de icoane mai degrabă și crucifixuri. Din nefericire, mulți au alergat la biserici pentru protecție, dar în zadar s-a invocat altarul. Degeaba s-au ținut de acele altare bieptele făpturi. Icoane, preoți, oameni au fost îngropați într-o ruină comună. Se presupune că în acea zi fatală au pierit circa 90.000 de de persoane. O declarație istorică cu privire la sfârșitul lumii pentru o anumită zonă geografică de pe pământ. Dar asta nu înseamnă că sfârșitul lumii în Contextul cu de la Lisabona înseamnă revenirea Domnului Hristos. Deci, sfârșitul lumii a mai fost odată pentru indivizi, pentru societăți, pentru națiuni, pentru imperii, și chiar pentru zona planetei. Dar vine o vreme când sfârșitul lumii va marca sau va fi consecutiv cu revenirea Domnului Hristos. Deși dovezile cu privire la iminentul sfârșit de lume, care este consecutiv cu această revenire a Domnului Hristos, așa cum spuneam pe norii celui, sunt prezentate clar în scriptură, totuși unii au creat, prieteni, o isterie a fricii speculanții, predicând flăcările iadului și manipulând mințile oamenilor pentru a se întoarce la Dumnezeu sau la o formă de religie, dar nu la o reelegare, la o legătură strânsă cu Domnul Hristos, o legătură vitală cu Mântuitorul și cu Salvatorul lor. De aceea, prieteni, avem oameni care după marea decepție de la 1844 nu? Mulți au luat învățătură și au continuat să promoveze sfârșitul lumii cu date și texte aplicate greșit pentru a stimula oamenii la o pregătire bazată pe frică. Evenimentele finale, dacă vreți, se deosebesc prin natura lor, cât și în intensitate, cât și în dimensiune. Mă refer la evenimentele care lovesc lumea. E clar că trăim evenimentele finale? Întrebarea care se pune este următoarea. Cu ce ar avantaja pe creștini să știe ora și ceasul revenit Domnului Hristos? Cu nimic. Ba mai mult zic eu, pregătirea, dacă s-ar putea numi pregătire, ar fi motivată de interese egoiste și nu dintr-un profund sens al urii față de păcat. Bă, mă pregătesc că vine Isus. Nu, eu renunț la păcat, că practic asta înseamnă pregătirea pentru a întâlni cu Domnul Iisus. Renunț la păcat pentru că este imoral, este mizerabil mă lupt cu el și îl în toată inima. Nu mă pregătesc sau renunț la păcat pentru că vine Iisus. În realitate nici nu putem renunța la păcat pentru că știm ora și ceasul revenit de Domnul Iisus. Prin absurd, nu, noi nu cunoaștem ora și ceasul. Nu ne este descoperit și cred că nu ne va fi descoperit niciodată pentru că acesta este un element surpriză care va fi pentru toate ramificațiile creștine din ultima generație care va vedea pe Domnul Iisus Hristos. Ce să facem? atunci să ignorăm cea mai importantă chestiune din Evanghelie, care este uh, cea mai dulce promisiune a Domnului Hristos veți fi cu mine acolo? Să ignorăm această declarație, această promisiune? Revenirea Domnului Hristos, deschiderea mormintelor și învierea celor iubiți de Domnul, transformarea într-o clipită de ochi a celor rămași credincioși, înălțarea la cer, călătoria, nu? Până la tronul mare și alba al lui Dumnezeu, cântările care se vor intona, glasul Tatălui care va confirma, da, vreau ca acolo unde ești tu să fie și cei pe care ți-am dat eu, veșnicia întreagă, călătorile pe care le vom face în univers, toate acestea să fie subiect de predică pentru noi sau să le abandonăm de frica unei dezamăgiri din trecutul istoric al adventismului. Să mai predicăm aceste lucruri sau să nu le predicăm de frica sau de rușinea celor care au stricat cuvântul lui Dumnezeu și au dus în isterie, în extremă, aceste noțiuni teologice. Sau vom lăsa focul și frica la o parte și vom prezenta vestea cea bună într-o manieră plină de speranță, plină de bucurie? Iată mirele vine, ieșiți în întâmpinare. Alegerea este a noastră, prieteni. Dragostea în cuplu, în relația între soț și soție, se menține prin trei elemente. Declarații, gesturi și acțiuni. Dragostea pentru Mântuitorul nostru drag se menține prin declarații, gesturi și acțiuni. Vestire, bucurie și trăirea acestui mesaj va face diferența între adventismul fals și adventismul real. Între apatie și isterie. Am citit undeva că după marea dezamăgire, creștinismul din America interzicea predicarea de la Anvon a revenirii Domnului Hristos de frica de a nu fi asociați cu cei care erau bajocoriți de presă, ziare și așa mai departe. Și totuși fiecare generație a avut eroi ei și depinde de noi ce vrem să fim, dacă vrem să fim eroi generației prezente sau dacă vrem să fim parte din cei care trăiesc cu un moment apatic sau sunt cei generația celor apatici sau generația celor isterici. Lumea este obosită de minciună și dezamăgire, dar nu se dă în vânt nici după adevăr. E adevărat, lumea este obosită de minciună, de dezamăgiri, de promisiuni false, care nu s-au împlinit niciodată, dar nu se dă în vânt nici după adevăr, adevăr biblic. Rămâne totuși o clasă de mijloc, aceia care vorbesc de declarația Domnului Hristos în casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, iată că mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau, la, ca să fiți împreună cu mine. Și acolo unde locuiesc eu să fiți și voi. Aceasta este cea mai frumoasă, cea mai frumoasă declarație pe care Domnul Hristos o face. Sigur că sunt și oameni atei care spun, domnule, cum domnule, Dumnezeu a creat atâtea locașuri? Unde este Dumnezeu? Dumnezeu trebuie să aibă un început. Întrebarea de unde vine Dumnezeu Dragii mei prieteni, presupune o retorică și o logică greșită a individului cu privire la Dumnezeu atunci când fabrică sau produce această întrebare. Deoarece Dumnezeul Bibliei nu este dependent de timp, spațiu, materie, așa cum este omul, nu? Dacă Dumnezeu ar fi afectat de timp, spațiu și materie, nu este Dumnezeu. Spațiul, timpul și materia este ceea ce nu, se numește în lumea, mă rog, a celor relevați, lumea științifică, continuum. Toate trebuie să existe în același moment, să ia ființă în același moment. Deoarece dacă, are exista, dacă există materie, dar nu există spațiu, te întrebi unde să pui materia dacă nu ai spațiu. Dacă ar exista materie și spațiu, dar nu există noțiunea de timp, întrebarea pe care ți-o pui este când o pui materia în acel spațiu. Deci, când ai pune-o, nu? Nu poți avea spațiu, timp și materie în mod independent. Trebuie să apară simultan. Și iată că Marele nostru Dumnezeu, Marele nostru Creator, Tatăl nostru din ceruri și inclusiv Domnul Iisus Hristos, definește aceasta în primele, mă rog, cinci cuvinte ale Scripturii. În limba română, în engleză, zece cuvinte, nu? Dumnezeu este în afara actului creației, nu? Toate apar instantaneu. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iată o declarație integrală a acestui tridimensional. La început, adică timpul, cerurile înseamnă spațiu, pământul înseamnă materia. Deci, la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Deci ai spațiu, ai timpul, spațiu și materia. Toate au apărut în același moment. Apostolul Petru spunea și el ceva foarte interesant. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri pe pământ și îl rog, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună uh, cu toți sfinții care sunt lărgimea, adâncimea, înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Dragii mei prieteni, această declarație a lui Petru con confirmă această tridimensiune, lărgime, înălțime, adâncime. Un om de știință făcea o declarație foarte interesantă cu privire la abilitatea minții umane de a înțelege profeția lui Dumnezeu, abilitatea minții omului de a pricepe lucrurile importante din, din viață și din scriptură. Și ce spunea dumnealui? Noi, oamenii de știință, am subestimat complexitatea sau maniera sofisticată în care creierul uman este conceput. Și dacă ar fi să luați un cu computer, spuneau ei, care să modeleze creierul uman, acel computer ar fi definit de mărimea unui bloc dintr-un oraș format din computere solide s -ar, care acest computer nu mărimea unei clădiri s-ar răci doar cu cantitatea de apă care este lângă un râu nu? și ar avea nevoie de o centrală nucleară pentru a primi energie. Când creierul sau să, pentru a se alimenta, când de fapt creierul tău o face cu 20 de vați. Așa că, dragul meu prieten, atunci când cineva îți spune că, virgulă, creierul tău funcționează ca un back slab, fii mândru de asta. Deci Dumnezeu a pus în noi extraordinară abilitate de a înțelege nu numai planul de creațiune, planul de mântuire, dar și abilitatea lui Dumnezeu de a ne descoperi nouă oamenilor limitați perspectivele viitorului. Iată, Iisus vine și cel ce aude să zică vino și cel ce vrea să bea liber din apa vieții să zică Vino. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragi mei prieteni, în această seară, cu dorința fierbinte de a păstra o cale echilibrată între apatie și isterie. Noțiunea sau mesajul despre revenirea Domnului Hristos este un mesaj credibil. Oameni cu minți debalansate, oameni cu minți care, din motive mai mult sau mai puțin sincere, au stricat Cuvântul Dumnezeu sau au făcut să se producă dezamăgiri în trecut și în prezent, au făcut pe oamenii în societatea noastră. Să aibă o atitudine sceptică față de acest mare eveniment, care este povestit de altfel în toată Scriptura. Eu cred, așa cum încheie Scriptura cuvântul, e un mesaj adventist și Duhul și mireasa zic vino. Și cel ce aude să zică vino. Iată, eu vin curând, spunea Domnul Isus. Era unele din ultimele cuvinte pe care Mântuitorul le-a făcut pentru noi. Vă urez o seară cât se poate de binecuvântată și rugăciunea mea fierbite pe toți cei care sunt pe calea undelor. Nimic nu că sufletul omului. Nimic nu-l scoate pe om din depresie, nepăsare, pesimism, descurajare, decât acest mesaj Iată, Iisus vine curând. Acest mesaj este rețeta pentru sufletul dezamăgit, pentru sufletul descurajat, pentru sufletul desorientat, de multitudinea, de invazia, de vești, de varietatea de manipulare cu care creierul uman se confruntă în fiecare zi. Iată, eu vin curând. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, să ne putem bucura de extraordinara dimensiune a timpului, spațiului și materiei. Dacă în actul creațiunii Dumnezeu era în afara creațiunii, în planul de mântuire, Dumnezeu a trebuit să fie în interiorul planului de mântuire. Nu se putea realiza un plan de mântuire fără prezența Domnului Isus Hristos. Bunul Tatăl Cele să ne binecuvânteze în această seară. Dumnezeu cu dumneavoastră vă urez un sabat cât se poate de binecuvântat și nu uitați suntem mai bătrâni decât ieri sau suntem mai tineri decât mâine. Depinde care este partea paharului despre care vrem să vorbim în această seară. Bunătate cere să ne binecuvânteze în extraordinara binecuvântată așteptare în vederea scumpului și iubitului fiu al lui Dumnezeu pe care îl așteptăm Mântuitorul nostru, Amin.